Examenul s-a fost mai complicat și nu mă așteptam să dau examenul respectiv. Eu m-am dus decât să-mi ridic licența A. Și până la urmă, în această perioadă când am fost anunțat să-mi ridic licența A, au decis ca cei câțiva antrenori din țară care trebuia să-și ia această licență să mai dau un atestat. Din păcate, în perioada până am ajuns eu la București, am întârziat vreo 2 ore din cauza la accidente care le-am întâmpinat, deci traseul blocat din cauza accidentelor și a timpului urât. Și când am ajuns acolo cu 2 ore întârziere, ceilalți deja dăduseră scrisul și vă dați seama, am intrat eu singur la scris, subiecte dificile, destul de dificile și, bineînțeles, și cu un subiect cu traducere din limba română într-o limbă străină. M-am adunat, m-am concentrat și am reușit să fac lucrarea bine. Am luat ce înseamnă această licență? Această licență înseamnă echivalentul a categoriei a doua, care eu deja trebuia cam din 2003 să o iau, pentru că aveam categoria a doua din anul 2000 și în momentul când am băgat actele pentru licența A ca să fac școala, atunci și în urma unui memoriu mi s-a recalculat toată perioada aceasta și în primul rând și a spus un cuvânt bun și toate convocările care le-am avut și la lotul național și în ședințe. Cu această licență A puteți antrena oriunde în Europa? Da, oriunde în Europa, ca secund la divizia, la Liga 1 și principal la divizia B, cum ar veni Liga 2. Și veți părăsi cheile Doftanei Brebu pentru un antrenorat la o echipă mult mai sus? Visul meu este să-mi iau și licența pro, pentru că pot și vreau să dovedesc lucrul acesta și în 2-3 ani de zile să chiar să antrenez o divizionară B, adică Liga 2. Asta e visul meu. Dar pentru asta trebuie să mai treacă timp, mai trebuie să învăț multe ca orice antrenor, că niciodată un antrenor, chiar dacă ajunge la 70 de ani, mai are multe de învățat. Pentru că sportul, fotbalul este un joc de echipă în care implică o mie și una de metode, ca vorbesc în antrenament și de situații tactice vorbim în jocuri oficiale.